Ora 9:30, piața Zahana, minus 2 grade arăta termometrul la acea oră, o temperatură cu greu suportată de comercianții care își vând marfa în exteriorul pieței, chiar sub cerul liber. Mai protejați de ger sunt cei care au mese închiriate în interior. Nici clienții nu prea au mai trecut zilele acestea pe la piață, se plâng comercianții. E bine, ne-a făcut acoperișul, avem închidere foarte bună. Deci nu sunt temperaturi scăzute, nu într-o față de altă dată. Nu ne îngheață marfa, nu. Deci e foarte bine. Foarte greu. Marfa adusă de acasă, ținută la căldură, băgată în bucătărie acasă. Aici am, ia uitați, pături pus pe ea, e frig afară. La noi la țară a fost minus 7 grade. Nu știu, acum poate s-a și-a mai revenit, dar na, încercăm să supraviețuim aici, toate că lumea e foarte puțină prin piață. Sunt și slătineni care preferă să se aprovizioneze cu produse din piață. Pe de o parte spun că vin în sprijinul fermierilor, iar pe de altă parte susțin că produsele de aici sunt mai naturale. Totodată au posibilitatea să aleagă dintr-o gamă variată de bunătăți, la prețuri rezonabile. E piață mare și avem de unde alege. Da. Cum vi se pare piața în această perioadă, bogată? Da, e bogată. Toată iarna așa a fost. Da. Da. Sunt minus 2 grade la această oră. Vă așteptați să găsiți atâta marfă în piața Zahana? Fiind acoperită, da. Da. Cum vi se pare oferta? Destul de scumpe, totuși. Și având în vedere că sunt crescute așa cum sunt crescute. Foarte convenabil și foarte bine aranjată piața și diversificată. Vă așteptați să găsiți atâția producători, comercianți, având în vedere că este foarte frig afară? Întotdeauna în Slatina a fost o piață extraordinar de bogată. În piața Zahana, salata verde și ridichile se vând cu 1,50 lei legătura, cea de ceapă cu 1 leu, iar un kilogram de spanac proaspăt cu 10 lei.